Polițiștii locali au demarat o amplă acțiune pe mijloacele de transport în comun. A plouat cu zeci de sancțiuni pentru călătoria fără bilet, aruncarea pe jos de chiștoace de țigări și parcarea prea aproape de liniile de tramvai și în stații. Polițiștii locali din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban au organizat în ultimele două zile o amplă acțiune în colaborare cu reprezentanți ai Societății de Transport Public Timișoara pe tramvaiele și autobuzele din municipiu cu scopul asigurării ordinii și liniștii publice în mijloacele de transport și în stațiile acestora, identificarea cercetorilor, prevenirea furturilor din buzunare, a faptelor de violență și depistarea celor care nu respectă legislația privind circulația pe drumurile publice. S-a acționat pe tramvaiele 7, 8 și 9 în zona Piața Mocionii, Piața Bălcescu, Gara de Nord, Dâmbovița, pe tramvaiele 1, 2, 4 și 5 în zonele Piața Mocionii, Stația Meteo, Piața Traian, Calea Torontalului, Piața 700 Ronaț. Totodată, echipele mixte au fost prezente și pe traseele autobuzelor E3, E7, M36, 33, E1 și E8, în zona Polonă, Piața Maria, Catedrala Metropolitană, Calea Șagului, Pestaloții și Agronomie. Au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2800 de lei, cele mai multe dintre acestea pentru călătoria fără bilet sau legitimații de călătorie adecvate, aruncarea de resturi pe domeniul public, precum chiștoace de țigări, ambalaje în stațiile mijloacelor de transport, oprirea sau staționare în stațiile mijloacelor de transport sau pe căile de rurale ale tramvaielor.